Etapa de înscriere a Concursului Național de Soluții Creative pentru noul logo și slogan al destinației turistice Mamaia s-a încheiat. Această primă etapă s-a finalizat cu 86 de înscrieri. 22 dintre acestea sunt agenții de design și publicitate, iar restul sunt freelanceri. În următoarea perioadă urmează validarea tehnică, apoi votul juriului și selecția celor 10 nominalizări. Acestea vor fi anunțate public în data de 12 februarie, urmând ca ulterior să fie supuse unei noi etape de jurizare. A fost o perioadă plină de creativitate. Le mulțumim tuturor celor care s-au înscris și au răspuns provocării. Selectarea propunerilor se va face în baza votului juraților și a respectării briefului de creație de către fiecare participant. Cele 10 nominalizări pentru etapa votului vor fi cele cu punctajul cel mai mare. În următoarea etapă va exista un vot public desfășurat online pe platforma www.concurslogomamaia.ro pentru cele 10 propuneri selectate de juriu. Fiecare vizitator unic poate vota o singură propunere de logo și slogan în funcție de preferință. Selecția finală a celor 3 propuneri finaliste se va face luând în considerare 40% pondere vot public și 60% pondere a votului juriului. Concursul face parte din activitățile organizației pentru crearea unei identități de brand a stațiunii Mamaia și se va încheia în luna martie acestui an. Înființată în primăvara anului trecut, asociația își propune să deruleze o campanie amplă de explorare a potențialului experienței de vacanță pe care stațiunea o poate oferi pentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.